Președintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, va fi prezent săptămâna viitoare la alegerile pentru desemnarea conducerii organizației județene a partidului. Șeful PSD Suceava, senatorul Gavril Mârza, a anunțat că alegerile vor avea loc sâmbătă viitoare cu începere de la ora 10:30 în sala mare a Casei de Cultură din Suceava, iar votul va fi exprimat de aproximativ 600 de delegați. În cursa pentru șefia PSD Suceava s-au înscris deputatul de Siret Eugen Bejenariu, deputatul de Fălticeni Cătălin Nechifor și consilierul local Ovidiu Donțu. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava s-a clasat pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în topul comisariatelor din țară. CJPC Suceava s-a clasat pe locul întâi dintre 42 de comisariate județene, atât în anul 2009 cât și în trimestrul întâi din 2010, ca urmare a activității desfășurate și a realizării indicatorilor de performanță stabiliți. Indicatorii nu vizează valoarea sau numărul amenzilor aplicate, ci numărul de acțiuni de control pe comisar, 108, valoarea produselor neconforme retrase din circuitul comercial, 396.925 de lei, procentul reclamațiilor cercetate din cele înregistrate 100%, numărul de acțiuni de control conform tematicilor primite de la forul tutelar, 19 tematici cu 365 acțiuni de control, numărul de procese verbale de constatare a contravenției anulate definitiv de instanță, 0, și procentul amenzilor încasate din cele aplicate, 93%. Punctajele obținute de CJPC Suceava sunt, pentru anul 2009, 101,1 puncte față de 78,9 media pe ANPC, iar în trimestrul întâi din 2010, 103,26 de puncte față de 79,06 puncte media pe ANPC.